Altfel, sigur, disperarea e mare și e normal să fie mare, întrucât lucruri spectaculoase, iată, apar din timp în timp. Bun, înainte să difuzăm filmulețe, doresc să fac câteva mici referiri la finala campionatului mondial de fotbal. În acest moment, scorul este 0-0. Așa cum v-am mai spus, dintre toate echipele de la acest mondial, eu pe primul loc detest Germania. Pe locul 2 detestam Olanda, dar, mă rog, cazul s-a rezolvat. Din păcate, doar de-abia în semifinale, dar s-a rezolvat. Dar pe locul 1, clar, detest Germania. Cu Argentina n-am absolut nicio străbatere, nu mi-e nici simpatică, nu mi-e nici antipatică, mie. Bun. Dar nemții iarăși beneficiază de un PR complet nemeritat. S-au târât la mondialul ăsta până la meciul cu Brazilia, unde, mă rog, faptul că au clacat psihic brazilienii nu e neapărat o expresie a minunății fotbalului german, care nu-mi place, așa cum nu-mi plac multe dintre fetișurile specific românești în legătură cu nemții. Urăsc, v-am mai spus și mi detest expresia ineptă cu panzerele. Pe lângă faptul că ea e stupidă, este și ineptă, întrucât panzerele, care înseamnă mașină blindată de război, panzerele au luat bătaie crâncenă în cele două războaie. Adică au luat o bătaie, iar când chiar erau panzerele panzere, cele mai panzere dintre panzere, când erau ele panzere, au luat bătaie de la ruși. Erau semi-analfabeți, dacă nu cumva analfabeți la dreptul, și trăiau în bordeie sub pământ. Adică au luat bătaie de la ăia, până la urmă, de fapt. Deci, dacă sunt panzere sau rapanzel, o știi pe rapanzel, aia cu părul de crește părul, rapanzer, nu mai e panzer, e rapanzer. Ok, deci să câștige Argentina este și Merkel în tribune. Ce caută Merkel în tribune? Fi văzut unde vede mase mari de oameni, se panichează și spune, aule, ăștia s-au adunat să-l dea jos pe Băsescu. Nu se poate, trebuie să-l sprijinim. Deci este și Merkel în tribune, sper să plângă. Și nemții și Merkel în finalul acestei partide. Sigur, ăsta nu e un pronostic, ci o dorință. Adică nu e așa se va întâmpla, eu prevăd eu. Nu, așa sper. Până acum, nemții au avut niște offside-uri. Adică argentinienii au avut niște ocazii și nemții au avut niște offside-uri. Iar posesia este mai mare la nemți, că lor le place să posede. Adică uite ce minge avem noi și ce mult ținem de ea. Bravo! Foarte tare! Foarte, foarte tare! Sunteți ceva extraordinar! Tare, tare, tare!